Pe plajă abia se mai găsește un loc pentru un prosop. Turiști de pretutindeni au ales să se distreze în ultimele zile la malul Mării Negre. Dar pentru că suntem în vârf de sezon estival și bugetul alocat vacanței este ceva mai ridicat, pentru un sejur de 6 zile ar fi nevoie de minimum 2000 de lei, în timp ce pentru un weekend, un turist scoate din buzunar aproximativ 800 de lei. Doar pe weekend, așa, sâmbătă, duminică. Am înțeles că ăsta este cel mai aglomerat weekend. Cum e vremea, cum e plaja? Ne-a luat prin surprindere furtuna de aseară. Da, e ok, e ok, e bine. Ce buget aveți pentru aceste două zile, că e în plin sezon? Nu știu, nu pot să zic unul anume. Vrem să ne simțim bine. O zi doar. O zi doar, de ce așa puțin? Pentru că nu avem timp. Părinții sunt ocupați și nu avem timp să... E cel mai aglomerat weekend, așa spun. Da, probabil. Cum e vremea? Nu foarte bine. E perfect, nu? Da, da, da. Câți bani îți trebuie așa pentru o zi la mare? Nu știu exact, nu plătesc eu. Dar așa pentru tine nu te-ai gândit că ți-ar trebui să te simți bine? Oricum mult. Vremea este foarte propice pentru sportul nautice și tocmai de aceea facem și noi o plimbare, să prospectăm plaja, vrem să ne mutăm din stânga mai spre nord. Și ce buget ați pregătit, să zicem așa, pentru 6 zile în plin sezon? În jur de 4.000. E excepțional. Vremea ține cu turiștii, nu? Cam așa, da. Ne bucurăm că avem și noi posibilitatea să ne bălăcim puțin în weekend. Și pentru un weekend în plin sezon, cam cât trebuie să veniți pregătiți financiar? Depinde. Depinde de dorințe. Depinde ce vrei să faci, depinde... E ceva decent, așa, să stăm la o plajă, să ieșim la o terasă. Minim 500 de lei. Am venit cu fetele la distracție. Și îți place cum găsești litoralul acum? Da, față de acum 2 ani, parcă e mai bine. Cât ai de gând să stai? Mâine o să plec. Și cam ce buget trebuie așa pentru o distracție de weekend pentru o fată? Cam, eu știu, 900 de lei. Odată cu creșterea numărului de turiști și salvamarii trebuie să fie mai vigilenți, de aceea este extrem de important să ascultăm de sfaturile acestora. Să nu depășească linia geamandurii, să nu se aventureze cu colace, cu obiecte plutitoare pe apă, să fie atenți ce steaguri arborăm pe foișoare și cam în general să ne asculte. Sunt multe cazuri când copiii se pierd de părinții lor. Ce trebuie să aibă vedere părinții atunci când aleg să vină cu copiii la plajă? Trebuie să avem vedere să fie tot timpul cu ochii pe ei, că știți cum sunt copiii, se joacă, intră în apă, se aventurează. Și o clipă de neatenție dispar de lângă ei și intervin problemele. E important să aibă și o vestă care să-i țină la suprafață? Normal. Dacă intră cu copiii în apă, indicat ar fi să stea și lângă ei dacă intră cu o vestă în apă, că nu poți să lasă copilul în apă fără să fie nesupravegheați. Meteorologii anunță vreme frumoasă și pentru această săptămână cu maxime de 31 de grade.